Cea de-a doua ședință de informare în ceea ce privește efectele consumului de substanțe interzise s-a desfășurat astăzi în incinta penitenciarului Giurgiu. Acțiunea de informare și conștientizare face parte din campania numită Dependent de Speranță, închisoarea nu este capăt de drum. Acțiunea aceasta este în cadrul programului Dependent de Speranță, închisoarea nu e un capăt de drum, un program intensiv de 2 luni de zile desfășurat în toate penitenciarele din țară, un program susținut de Agenția Națională Antidrog și Administrația Națională a Penitenciarelor. Programul este susținut de un film care este pe rețeaua internă și un spot care la fel nu este destinat mass mediei. E un program care se adresează în special deținuților și celor care se pregătesc pentru liberare. E un program care vine în sprijinul lor cu gama de servicii pe care Agenția Națională, prin centrele de prevenire pe care le are la nivel național, le oferă celor care se liberează din penitenciar. La eveniment au participat atât deținuți, care își ispășesc pedepsele pentru trafic și consum de droguri, cât și elevii Colegiului Ion Maierescu din municipiu. În cadrul acțiunii, participanții au beneficiat de o consiliere psihologică. De asemenea, copiii au avut posibilitatea să cunoască câteva din riscurile pe care le implică o doză de substanțe interzise, chiar de la cei care au făcut acest lucru și acum plătesc pentru asta. Cred că este important ca în cadrul liceului în care dumneavoastră sunteți alături de dascălii pe care aveți, să vă dezvoltați personal, să puteți să vă modelați un caracter pozitiv, astfel încât în momentul în care sunteți puși în situația de a lua decizii, să luați deciziile cele mai bune și să nu ajungeți aici decât în calitate de colegii noștri, în calitate de persoane aflate în custodie. De ce se droghează tinerii? Din cauza imaginii de sine care o au. Pe baza acestei personalități insuficient structurate, imaginea de sine a tânărului adolescent este cu preponderență negativă. El nu are o reprezentare a ceea ce cât de mult înseamnă pentru el, a valorii sale personale. Cătălin Alexandru este un tânăr bucureștean care a căzut victimă substanțelor interzise în urmă cu 15 ani. Acesta a vrut să-și facă cunoscută povestea pentru ca tinerii din ziua de azi să nu mai treacă prin ceea ce a trecut el. Tânărul povestește că totul a început din cauza anturajului pe care îl avea, deși a fost internat de mai multe ori în clinici de dezintoxicare, fără rezultat. Așa că familia a decis să-l aducă la penitenciarul de maximă securitate Giurgiu. Povestește-mi, te rog, experiența ta. Din ce cauza ai ajuns aici? Din cauza la droguri. Am venit aici ca să mă las de droguri, că altă șansă nu mai aveam în libertate. Am fost nenumărate ori internat la spitalul de dezintoxicare și familia mea a hotărât să vin aici ca să pot să mă las de droguri. De un an și ceva nu mai sunt, nu mă mai droghez deloc. M-am mai drogat și în penitenciar. Acum am un an și vreo 3 luni de zile de când mă mai droghez absolut deloc și sunt foarte bine, mă simt bine. Cum ți se pare acum viața fără droguri? Viața fără droguri este bună și asta o indic la toată lumea să facă, să nu se drogheze, că e păcat să te droghezi. Eu mă droghez din 98, m-am drogat până acum un an și ceva și nu mi-a adus nimic bun în viață. Ce te determina să te apuci de droguri? Eram foarte mic și m-am drogat prima oară cu niște băieți. Am tras o țigare și după 4 luni de zile mi-am dat seama că sunt dependent. Aceea situație o are și Tudorel Tănase, un giurgiuvean în vârstă de 44 de ani. Acesta, deși nu este condamnat pentru consum, își ispășește pedeapsa pentru trafic de droguri. Giurgiuveanul era cel care pentru bani le asigura consumatorilor drumul către moarte. Sunt arestat din 2004, din 2009 și am executat până acum 4 ani și 6 luni. Un sfat pentru tinerii aceștia care sunt atât de tentați în ziua de astăzi de toate nebunile, drogurile? Să-și văză de treaba lor, să nu se drogheze, să fie cu minți, că ajung aici. Din cauza la droguri, că nu au bani suficienți, drogurile sunt scumpe și ca să poată să procure doza, trebuie să facă ceva. Și ajung aici, pe urmă. Cum vi se pare acum viața fără droguri? Spun că ați fost decât traficant sau și consumator? Traficant, n-am consumat, dar totuși mi-e greu, foarte greu, aici. Vreau cât de curând să ajung acasă și mai am puțin. Copiii prezenți la acțiune s-au declarat încântați și au spus că poveștile oamenilor privați de libertate reprezintă o experiență inedită pentru ei. De asemenea, aceștia spun că vor încerca să se țină cât de departe pot de capcana în care au căzut foarte mulți tineri.